Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E înghesuială foarte mare la pașapoarte prin marile orașe ale țării și se cumpără și valută în dragi, am înțeles. Sincer, prieteni, chiar să-ți îngrijoască, se extinde cumva războiul, că ajunge și la noi? Adică, nu știu, că ar trebui să fugim și noi din țară ca ucrainienii? 0372069599. Haideți să vorbim un pic despre asta. Care sunt așteptările voastre? Ce credeți că urmează? Pentru că deja nu mai e vorba de doar, cum să spun, discuții așa între amici sau în familii, ci mulți dintre noi am trecut la acțiuni concrete. Să stai la coadă să cumperi valută, deși prețul crește la casele de schimb, este o acțiune concretă. Vineri pe Calea Moșilor, unde sunt foarte multe case de schimb valutar spre obor, spre mine încolo, era la fiecare casă, era coadă pe stradă, da. Și erau prețuri de 5,25-5,30 pentru un euro. Un euro, pardon. Da. Ceea ce Dar erau cetățeni români sau cetățeni ucraineni cei care cumpărau valută? Păreau a fi români, nu. Dar cu ce cumpără ucrainenii? Fii și cumpără cu hrivne de-alea ale lor? Nu știu. Ia cineva de-alea? Nu cred, da, nu știu. 0372069599. Bine, ok, și să zicem, te duci la casa de schimb și cumperi, cât cumperi? 1000 de euro. Hai să zicem, 2000 de euro. 2000 de euro. Cine are 10.000 de lei cash se duce și cumpără acum, sau mai puțin, că înțeleg că a crescut peste 5 lei. Și ce faci cu 1000 de euro sau 2000 de euro? Adică, bun, să zicem că fugi. Stai să dai șpagă, da? Când ești din țară. Așa, și după aia ce Știi? Mai faci? Mai vedem, da. Adică, bun, și dacă, Doamne ferește, să zice că începe ceva, o nebunie. Credeți că începe numai în România sau în toată Europa? Și doi. Se presupune că suntem pe graniță și atunci. Numai poți să folosești cardul bancar? Adică, de ce, la ce îți trebuie? Poate pentru șpagă. Băi, oamenii se uită la televizor și au văzut și în Ucraina și în Rusia acum că nu prea mai poți folosi cardul bancar în stare de război. Dacă fugi în Rusia, nu-l poți folosi. Da, Rusia este cu totul altceva. Rusia e supusă sancțiunilor. Da. Cine o să ne supunem pe noi sancțiunilor sistemele bancare internaționale că am fi atacați? Adică, de ce te duci să-ți cumperi cash acum? Mai ales când crește cursul la panică. E scump. De ce să faci asta? S-au ocupat pașapoartele. Bun. 0372069599. Cu pașapoartele e și perioada când se fac pregătirile de vacanță. Da, pe nu că așa au început niște prieteni de-ai mei au vrut să-și ia pașaport pentru copii și au constatat că nu se pot face programări în București mai devreme de sfârșitul lunii viitoare. Luca a verificat date de programare. Fiți atenți. Zi. 28 aprilie, deci fii atent, oamenii ăștia vor să plece cu copiii în vacanța de Paști din țară. Da. Și au realizat că n-au pașaport. Pentru expirase pașaportul copilului. Și au vrut să facă programare. Prima dată liberă este 28 aprilie, dacă intri acum. În București. În București. Da. Prima dată liberă, adică mult după Paști. Cluj, Galați, Timișoara, Galați 27 aprilie, la fel. Cluj 27 aprilie, Galați 27 aprilie. Timișoara 30 martie, Vaslui 26 aprilie, Iași 25 mai. Da, la Iași sunt cei mai Iași 25 mai. Aproape de graniță. Da, Brașov 13 aprilie, programare pentru pașaport. Da, la și fel, înghesuie lumea. Aflu Frate. Că asta pentru că oamenii fac în special pentru copii acte. Că dacă, Doamne ferește, trebuie să pleci din țară, copilul nu poți să-l scoți fără acte. Și ajunge în situația ucrainienilor alor a săracii, cărora le-au luat vameșia pe care o i-aș executa pe loc, câte 50.000 de euro și pagă casă. Aia, da. Astea sunt un zvon. Nu avem deocamdată informații, așa se au fost multe. Am primit și noi mesaje aici de la oameni care au primit refugiați. Hai să rămânem pe subiect. Care au povestit întâmplări de genul ăsta. Ovidiu, bună dimineața! Bună dimineața, Salut. Ovidiu! La bună dimineața! Te aștepți? Adică, îngrijorat? Nu sunt îngrijorat chiar deloc. Consider că dacă cineva din Uniunea Europeană își bagă mai mult nasul decât sponsorizarea cu arme și cu bani pe Ucraina, da, războiul se extinde. Și atunci dacă se extinde, cam ajunge în toată lumea. Unul la mână, ce rost are să pleci? Că oricum e război peste tot. Asta zic și eu. Adică, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ne luăm cremă de protecție solară cu factorul 1.000.000, că altceva, na. Tocmai, că o să zboare bombele, nu mai știi care din ce direcție o să plece. Da. Cam așa văd eu războiul de acum înainte. Mulțumim, Ovidiu. Dan e și el cu noi. Bună dimineața! Salut, Dan! Bună dimineața! Eu mi-am securizat banii, ca să zic așa, sunt din norocoșii care au viză de Statele Unite și mi-am pregătit plecarea în caz de începe războiul.
În ce sens? Ți-ai luat dolari? Ți-ai făcut bagajul? Nu mi-am făcut bagajul, că cu mare lucru nu pot pleca dacă plec în Statele Unite, însă mi-am pregătit, să zic așa, o sumă cash pe care să o transfer de fratele meu, just in case. Eu sunt foarte îngrijorat, părinții mei sunt acolo lângă graniță cu Ucraina și sunt foarte îngrijorați. Din fericire și au viză de Statele Unite. Pașaport acolo, chiar ieri am făcut programare, se poate face începând din 5 aprilie. Pentru că iau, adică le-au expirat pașapoartele așa, chiar acum. Am înțeles. Și... Păi sperăm să nu fie nevoie, dar asta am eu o întrebare. Dacă ai viză de Statele Unite pe un pașaport, dar pașaportul a expirat, trebuie să te duci să iei viză din nou? Că... Nu trebuie să iei viză din nou. Pașaportul vechi. Îți iei pașaport nou și te prezinți cu viza de pe pașaportul vechi. Da. Unde? La americani. Da. La deci viza la frontieră sau la american la ambasadă? La frontieră, nu te mai duci la ambasadă. Deci nu îți mai pun... Nu te mai ești mai îngrijorat, întreb pentru tine. Întreb și eu pentru prieten. Uite, ne-a scris cineva, zice că vineri la ora 15 n-am mai găsit un euro la casele de schimb de pe moșilor. Sigur că acum casele de schimb speculează. Asta că pentru că vrei cash, dar de ce nu cumperi interbancar? Adică dacă vrei să ai euro în cont, cumpără interbancar, pleci cu cardul și cheltuiești unde tu nu prea înțelegi asta cu cash-ul la români. Noi nu prea avem interbancar așa. Mai mulți bani sunt cash. Băi, prea pot fi trecuți prin bancă. Cristian, două clicuri. Cristian, bună dimineața. Bună dimineața. Neața. Alo. Neața, băieți, bună dimineața. Salut. Cred că n-am prins subiectul la început. Ce vreau eu să vă spun și din ce am înțeles în prima fază era de cursul de schimb. Da. O să vă spun o întâmplare personală. De-a mea, ce vrei tu? Dar repede, zi. În weekend am avut de plătirea ta la casă, îmi trebuia euro, am căutat exact cum ați spus voi, 3, 5 3, m-am mirat, am luat de la bancă 503. Uh-huh. Deci chestiile cu casele de schimb e ceva speculativ pe moment dat. Categoric. Asta este, deci cum era cu hârtie igienică și spaghetele la începutul pandemiei, asta arată... așa este acum cu pașapoartele și cu să cumpărăm euro. Această creștere speculativă a cursului... Sincer, eu aș cumpăra dolari acum acasă. Denotă cererea foarte mare, că până la urmă asta e... Adică e o dovadă clară că oamenii caută să cumpere euro. Uite, mi-a scris Emma, băncile schimbă hrivna în lei în limita 2000 de lei pe bază de act de identitate ucraineană. Adică 400 de euro. Da. Nimic mai mult. Corina, bună dimineața! Bună dimineața, m-am auzit, vă salut! Da, bună! Cum te-ai pregătit? Eu sunt foarte pregătită, privesc cu îngrijorare, bineînțeles, ca domnul președinte de astfel. M-am pregătit în felul următor, nu utilizez valută, utilizez doar lei. Da. Am privit și eu ce se întâmplă la casele de schimb valutar. Și cum se proceda, va fi așa. Nu plec nicăieri, rămân aici și îi aștept. Dacă vor război, apoi... Mamă, le ia polonicul și de unde ne sunt, Corina? Din drumul taberei. Ești pe grădă. Să Dumnezeu să ajungă prin drumul taberei. Când ajungă în drumul taberei. Se numește, da, drumul taberei, cartier de Valoroși. În momentul actual sunt izolate la domiciliu pentru că sunt suspectă de Omicron. Ok, am înțeles. Ai grijă. Dar să te pregătești. Acum, 5 zile, bănuiesc o să aștepte și rușii cât să te faci bine. Da, aștept, aveam nevoie de vacanță. Eu îi chem mereu, dar văd că nu apar, domnilor. O să ajungă. O să ajungă mai ușor, că au și metrou în drumul taberei acum, deci poate să... Da, și înțeleg că nu prea e folosit. Păi o pășine, da. Valentin, bună dimineața. Bună, Vali. Bună dimineața. În primul rând vreau să liniștesc pe Vlad, într-adevăr, dacă are o viză expirată sau are un pașaport expirat cu viză valabilă, merge cu amândouă. Așa. Dar atenție, nu la vamă la american, că trebuie să-l arăți la compania aeriană când pleci din România. Aha. Ambele. Da? Deci asta e numărul 1. Gata, am numărul notat. 2, cred că... Da, zi, Vlad. Nu, am notat, gata. Ok. Numărul 2, cred că pentru chestia cu îngrijorarea, normal să fii îngrijorat, adică ar trebui să fii nebun, să nu te uiți un pic în stânga, în dreapta. Cred însă că îngrijorarea nu este egal panică, sau n-ar trebui să fie panică, pentru că momentan, întreba cineva pe un grup de ajutorare a refugiaților, cu toată chestia asta, cu oamenii care își închiriază camere la Airbnb în Kiev, păi cum ajung la bani? Păi foarte simplu, mă, citiți știrile de la cap la coadă, nu invers.
pentru că sancțiunile sunt date împotriva Rusiei, nu împotriva Ucrainei sau statelor NATO. Ca să explicăm, Val, despre ce este vorba, Airbnb invită oamenii să, mă rog, să închirieze virtual, să închirieze locuințe în Ucraina, ca să ajute în felul ăsta ucrainenii să primească valută, dolari și așa mai departe, cheltuieli. Asta având în vedere faptul că au scos toate taxele pentru proprietățile listate din Ucraina. Da, deci toți banii ajung la Ucraina. Adică chiar dacă la nu te duci acolo, e ca și cum îi trimite omului respectiv niște bani. Bun, am înțeles. Mulțumesc frumos, Val. Continuăm cu Alexandru. Bună dimineața! Bună, Alexandru! Salut, băieți! Lichiditatea este lichiditate, că stă în bancă, că stă la saltea. Și în momente de criză pierde valoare, foarte, foarte multă valoare. Uh-huh. Așa că banii ar trebui investiți. Da. Cine nu are de un teren, în imobiliare. Cine nu are de un teren, că dacă cumperi clădiri, vorba aia, vine și le bombardează. Uh-huh. Ai titluri de stat la dispoziție, sunt variante, mulți merg pe varianta cripto și așa mai departe. Dar asta cu scosul banilor și schimbatul banilor, că e euro, că este leu, o să piardă foarte multă valoare în criza ce vine. Așa este, dar nu e rău... Există o inflație nebună din cauza COVID deja. Da, dar nu e rău să ai totuși și niște bani cash pentru un caz de urgență. Că dacă se întâmplă ceva și se închide sistemul bancar, trebuie să poți într-adevăr să pleci pe undeva sau să fugi. Dar eu n-am înțeles de ce euro și nu leu. Adică și nu dolar. În viitor o să trebuiască, sau dolari, dacă în viitor o să trebuiască să fugim noi, cum zicea ascultătorul de mai devreme, cu siguranță în Europa și în Statele Unite vei găsi înțelegere și o să poți să schimbi lei respectivi. De ce ai schimba acum, când este cerere foarte mare și prețul la cer? Da, mulțumim foarte mult. Deci ușor cu panica, e firesc să fim îngrijorați, dar este foarte rău să panicăm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.